nevoiți să trăiască în gălăgie, mizerie și miros insuportabil. Mai mulți locuitori de pe strada Ion Pelivan din capitală se plâng de condițiile deplorabile cauzate de aflarea în vecinătatea sectorului de exploatare a rețelelor de apeduct ale întreprinderii Apa Canal Chișinău. Ion Plămădeală este unul dintre locatarii care trece prin acest calvar de mai mulți ani. Când vin cu mașinile astea mari de plini de nămol, ca scuturi, adică să n-ai bine probleme, nu pun mâna pe lopat, scut, dar trântesc în pământ, așa până să zguduia ca de scrăpături. Bărbatul spune că, din cauza nămolului descărcat în preajma casei sale, a fost nevoit să schimbe de câteva ori podeaua. Când plouă, o parte din nămolul ăsta care se duce, ați văzut fisurile în gard, fermate, tot lovite de dânși cu coșurile astea de excavator, se duce sub casă, am schimbat podelele în două camere. Acum 2 ani, când vecinii au adresat o petiție la Apa Canal Chișinău, problema a fost soluționată, dar nu pe mult timp. A venit de acolo un domn, atunci eram de 8, știi, că era tot nămol, tot o găie. A venit și a spus că, iată, așa încolo în coaj, să ne găsim limba comună, să ne găsim bine. În timp de 2 zile au fost tărit tot de așa, și de o mașină în rând. S-o curățit, o mătura, tot frumos, 2 săptămâni. Noaptea e imposibil de dormit, că aduc, nu știu, pământ, trântesc sub gard la casă. Am încercat să obținem o reacție de la pretorul sectorului Buiucani, Vadim Brânzaniuc, dar acesta a refuzat să ne vorbească, motivând că se află în concediu medical. La rândul său, purtătorul de cuvânt al întreprinderii Apa Canal Chișinău, Nadejda Fotescu, ne-a spus că toate activitățile de pe acel teritoriu sunt legale. Angajații noștri acolo pot să transporteze cu mașinile petriș sau alt tip de materiale care sunt folosite la remedierea avariilor la rețelele de apeduct și canalizare. În mod normal, aceste mașini sunt aduse în timpul zilei. Mai rar se întâmplă că să fie aduse mașini cu diferit material și în timpul nopții, deoarece noi nu trebuie să uităm că Apa Canal Chișinău activează non-stop. Dacă problema va rămâne nesoluționată, oamenii spun că se vor adresa în instanță.